Avem nevoie de transport. Suntem izolați, suntem departe de dispensar, suntem departe de primărie, suntem departe... Suntem izolați, avem nevoie de transport. Am un tinere care lucrează la Pitești, la 3 dimineața se scoală și pleacă la Muncheni, pe jos. Bă, ta la câte trezei? Păi acum numai că sunt pensionar, dar gine-mi la 3 dimineața se scoală și pleci 8 km pe jos. Localnicii din satul Nou și Clodu sunt izolați de restul comunei Ungheni. Pentru a ajunge în centrul localității, oamenii, în majoritate pensionari, merg ori pe jos, ori cu bicicleta sau căruța. Cu vreo mașină de închiriat este exclus, tarifele vecinilor mai înstărit fiind amețitoare, 20 de lei până la primărie și 100 de lei până la Pitești. Cât vă costă un drum de aici, de la Ungheni, la Pitești, dacă mergeți? Un milion. Deci am nevoie să merg la Pitești, mă duc de seara la el, discut cu el, dar mâine vreau să merg la Pitești. Cât mă costă? Un milion, tante Ionica. Vreau să merg la Costești. Cât te costă? 500 de mii. Este niște prețuri de... Am nevoie să merg la doctor de familie la Ungheni. Îl găsesc, nu-l găsesc. Posibil. Sau să plătiți noi la primărie, că de-aia suntem aici. Să mergem noi. Atâția, doar stăm numai în casă, chiar așa, dotați. După ce că sunt... Zice, 150 de mii, 200 de mii. N-am făcut nimic, viu acasă. Deci prețul de taxiul de București. Mă duc și mâine, dacă e, sau și poimine. Dă-mi bani, eu cu ce trăiesc? Ieri am ieșit de la spital. Acasă am venit, am plătit un taxi de Costești și am venit în coace până așa. Nu știu că băiatul a plătit, nu știu cât a luat. Sătenii spun că ar avea nevoie de un microbus care să facă un ocol de 11 km să ajungă și la ei. Ziți-vă, cu ce ajungeți de aici, din satul? În jos, 9 km. Înainte cu ce mergeați? Înainte veneam la 2 km trenul aici și ne suiam la tren și mergeam cu trenul. Da? Dacă aveți o urgență? Păi mergem pe jos. Ne-a mai ajutat domn primar, ne mai ducem pe ăla, pe ăla. N-avem cu ce ne duce, avem și noi copii, nu poate să vii acasă de la liceu, de la Pitești, că n-au cu ce pleca. Cu ce mergeți de aici până la Ungheni? Pe jos mergem. N-am căruță, pe bicicletă, nu știu, pe jos mergem. Da, avem nevoie de maxi-taxi. Avem nevoie de transport. Suntem izolați, suntem departe de dispensar, suntem departe de primărie, suntem izolați, avem nevoie de transport. Am analizele făcute la Costești și n-am avut cu ce să mă duc să le mai iau. Și sunt foarte bolnavă. Sunt cu astmă, sunt cu diabet, sunt cu inima. Și eu nu pot să fac analizele și trebuie să iau și prea eu să dau un milion și ceva la o pensie de 6 milioane. Mulți au cumpărat biciclete pe care le folosesc doar când e timp frumos. Asta este situația, n-avem ce să facem. Așa ne descurcăm cu putem. A muncit, băi, de capul nostru. Ce să mai facem? O zi bună să avem. Primarul din comună spune că a făcut nenumărate adrese către Consiliul Județean, însă s-a lovit de obtuzitatea funcționarilor. Am făcut demersuri nelegale către Direcția de Transport, Autoritatea Județeană de Transport, în cadrul Consiliului Județean, cei care asigură transportul județean și traseele de maxi-taxi. Acolo există un domn director, șef, birou, Aurel Ungureanu. I-am făcut scris domnului Ungureanu, ce problemă întâmpinăm noi în comuna Ungheni, mai sigur, satul Nou, colțul Ungheni. Că nu ne putem deplasa, că nu avem transport, înainte folosindu-ne de calea ferată. Am scris și de la calea ferată, care ne spune clar că nu se mai introduce trenul. Acest domn Ungureanu îmi dă un răspuns și spune că o să aibă grijă de noi în 2019. Urim dragul până în 2019, vă dați seama? Păi de jos! Noi ce facem, că avem copii la școală? N-au cu ce ajunge la școală? Șefii Cejargeș ridică neputincioși din numeri și spun că următoarea licitație de traseu va fi în 2019. Până atunci ar trebui găsite soluții pur românești. Această situație a intervenit după ce CFR-ul a spus cursele care deserveau aceste două sate din comuna Ungheni și la ora actuală avem căutăm niște soluții, încercăm să identificăm variante care să nu afecteze programul național de transport 2014-2019 și cred că putem să sugerăm, avem discuții cu autoritatea locală din comuna Ungheni în vederea identificării posibilității de organizarea unui traseu local pentru această
rută secundară, să zicem, față de transportul județean. Oamenii mai sunt dispuși să aștepte doar o săptămână. În caz contrar, amenință cu proteste în centrul Piteștiului.